Cea mai importantă și emblematică zi pentru localitatea Dumbrăvița, și anume Ruga de Rusalii, a fost sărbătorită cu fas și voie bună și în acest an. Evenimentele dedicate rugii dumbrăvițene, care sunt celebrate în fiecare an de sărbătoarea Rusalilor, au adunat în vatra comunei o mare parte din comunitatea Dumbrăviței. Debutul rugii a fost marcat de oficierea Sfintei Liturghii la Biserica Ortodoxă din comună, care are ca hram pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul Vasile cel Mare. După slujbă, participanții la rugă s-au putut bucura de tradiționalul obicei al comunei noastre când se rupe colacul. Cel care a oficiat acest important moment a fost nașul rugii din Dumbrăvița, domnul Mihai Nemeș. Cel mai însemnat moment al rugii dumbrăvițene a fost, desigur, hora, care în fiecare an deschide oficial sărbătoarea propriu-zisă de Rusalii. Voia bună și atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de artiști care au urcat pe scena amplasată în centrul comunei. Așadar, duminică 31 mai, au evoluat pe scenă cei de la ansamblul Dumbrăvițeana și Camelia Ciocu, iar luni, 1 iunie, i-am putut asculta pe cântăreții Maria Milusorescu și Ciprian Pop, alături de formația Asociației Prodatina, condusă de Radu Cuciureanu. Invitați speciali au fost Maria și Mihai Nemeș. De Rusalii, noi creștini ortodoxi, sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt, cunoscută și sub denumirea de Cincizecime. Dacă e sărac, e și mai rău, ca să fii bogat, e tare greu. Dacă e sărac, e și mai rău, ba nu-i ochiul dracului, azi-l ai și mâine lui. Azi bine, mâine rău, cum să mă ia din frunele. Nu mai vezi de cazul fratelui. Când ai dat gustul banului, nu mai vezi de cazul fratelui. Banul ochiul dragului, azi ai și mâine. Azi bine, mâine rău, cum să mă ia duni vreodată.